Consiliul Local al orașului Comănești pe luna iulie. Sunt prezenți fizic aici în sală 18 consilieri, prin intermediul online, domnul consilier Tiboi Claudiu. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările, dăm cuvântul domnului primar. Bună ziua, vă spun și eu, bine ați venit în această ședință, care are pe ordinea de zi, număr 18 puncte, și mai avea șapte. O să vă dau citirea la ordinea de zi de la ședința de astăzi. Proiectul de hotărâre numărul 1 este proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul semestrului 2023. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Oreșenesc Ioan Lască, Comănești, pentru anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Spitalul Oreșenesc Ioan Lască, Comănești. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții la Spitalul Oreșenesc Ioan Lască, Comănești, pentru anul 2023. 7. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și de închiriere ferme. 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor subordonate, aprobarea organigramei și a statului de funcții. 7. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor sportive și cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele orașului Comănești. 10. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Comănești care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 11. Proiect de hotărâre privind pentru completarea HCL numărul 158 din 26-10-2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Comănești precum și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Oreșenesc Ioan Lască Comănești de Bacău. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării cheltuielilor de întreținere și funcționare a Centrului de Agrement Trotuș Ion Iftimoaie pentru anul 2023. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SCE Ecosud S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru prelucrarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. 14. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și serviciilor aferente programului pentru școli al României. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielor legate de proiectul abordare integrată a măsurilor de regenerare urbană în vederea creșterii calității vieții în orașul Comănești de Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea punctul 11 din anexa 2 a HR numărul 225 din 22-12-2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 17. Proiect informare privind raportul de activitate a asistenților personal desfășurat în semestrul 1-2023.
2016 privind analiza activității la trimestrul 2-2023 la SCLEP Comănești, județul Bacău. Și mai avem câteva puncte la alte probleme. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielor legate de proiectul implementarea ecosistemului. Așa, și telemedicina în cadrul Spitalului Orășinesc Ioan Lască Comănești. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reabilitarea clădirii școlii gimnaziale Dimitrie Ghica din orașul Comănești, de Bacău. Vorba de acel proiect Școala Verde, de care am mai discutat. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, nota de fundamentare și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construirea, echipare, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în orașul Comănești, județul Bacău. Cam acestea ar fi proiectele de hotărâre pe care le supunem aprobării, dezbatere și aprobării în cadrul ședinței de astăzi, cu speranța că toate aceste proiecte vor fi aprobate și vor fi spre binele comunității noastre. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua, vă zic și eu, bine ați venit la ședința de astăzi. Începem ședința prin a supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 21.06.2023 și 27.06.2023, scuze, și 12.07.2023. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Să punem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Supun la vot acum completarea ordinei de zi cu mai vreo citire proiectelor sau citire la șefii noastre cu cele trei proiecte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la treabă, da? Domnul președinte, vreau să vă anunț că nu votez la punctul 14, pentru a nu exista susținere de conflict de interes, e vorba de școli și... Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Vă rog să consemnați în proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiectul a fost la comisii. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local la sfârșitul trimestrului 2023. La fel. Dacă avem ceva intervenții, proiectul a fost la comisie. Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Dacă mai avem ceva intervenții, proiectul a fost la comisii, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășinesc Ion Lasker, Comănești, pentru anul 2023. Proiectul a fost la comisii. Aveți ceva intervenții? Nu? Supun la vot. Cine este pentru? Da? Poftim, domnule. Aș vrea să menționez încă o dată necesitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor de manager în cadrul spitalului, concursuri transparente care să respecte toată legislația în vigoare, încât spitalul să beneficieze de un management profesionist. Mulțumesc. Aici vreau și eu să intervin. Am fost când s-a organizat concurs cu fostul manager pe funcție și un pic așa vorbele în care mi-a spus domnul consilier, cam deranjează. Dacă aveți ceva să-mi reproșați că acel concurs nu a fost transparent, că nu a fost conform legii, vă rog să spuneți acum.
Pentru că dumneavoastră tot timpul spuneți acolo, eu sunt unul dintre consilieri care a făcut parte din această comisie. Vă rog să-mi spuneți. Am primit, de când sunt consilier, o serie destul de consistentă de reproșuri din partea anumitor angajați, care n-au mai găsit deschidere din partea conducerii și sunt nemulțumiți de faptul că sunt văduviți, să zic așa, de o serie de drepturi, sunt și niște procese pe rol. Discutăm de concurs. Ați spus de concurs și am fost... Am o rugăminte. Mai un pic să fie ideea. E vorba de rectificarea bugetului, de venituri și cheltuieli. Dacă aici aveți ceva de comentat, de, eu știu, dacă aveți ceva să mai intervenți. Vreau să spun că... Sunt ceva că... intervenții pe proiectul acesta? Da, pentru că buget trebuie cuprinse și chestiunile acestea care dor pe anumiți oameni angajați care lucrează acolo. Ori, deci, și dorința mea de a interveni pe subiect. Pe aici e totul cu intervenții. Haideți să le dau răspunsul acum foarte clar. Nu are nicio legătură cu concursul pentru postul de manager. Nu are absolut nicio legătură. Nu are nicio legătură cu acele posturi pentru care intervine domnul consilier USR și încearcă să ne spună nouă că au dat în judecată nu știu ce. Au fost angajați pe perioada de pandemie un număr de asistenți sau cadre medicale sau ce mai fost pe acolo pe perioadă determinată. Pentru că legea în acea perioadă a propus și a permis angajarea unui număr suplimentar pentru că era acea perioadă grea de pandemie. Nu s-a încălcat nici legea, iar când s-a terminat acele contracte pe perioadă determinată, acel personal a trebuit să plece acasă, pentru că a avut angajare pe perioadă de 6 luni, de nu știu câte luni de zile, ce ori fi avut ei. Și, bineînțeles, că ei s-au răzbunat, au rebufnit că noi nu plecăm. Păi dacă te-ai angajat perioadă determinată, când s-a încheiat contractul acelei perioade, ce vrei să faci? Să rămâi pe perioadă definitivă? Dumneavoastră ați încălcat legea și ați lăsat pe perioadă definitivă, domnul consilier? Eu nu sunt nici medic, nici asistent. Păi tocmai că nu sunteți nici medic, nici asistent, dar nici nu cunoaște situația. Că vorbim de un buget, vorbim de un buget, care a fost aprobat pentru un număr de personal. Dumneavoastră știți cât este bugetul spitalului în ceea ce privește salariile? 20 de miliarde de lei lunar, domnul consilier. Dumneavoastră veniți acum și faceți obiecțiuni că nu trebuia să-i trimitem acasă pe cei care și-au încheiat perioada de contract pe perioadă, pe perioadă determinată. Dacă ar fi existat un management performant, nu cred că s-ar fi ajuns în asemenea situație. Dacă ar fi existat un management performant, nu ar mai fi fost perioada de pandemie și nu mai era nevoie să angajăm acei asistenți pe perioadă determinată. Asta vreți să spuneți? Pandemia ar fi fost oricum. Nu ține de management. Păi dar văd că la asta insistați. Aici ne învârtim în jurul acestui subiect. Au fost angajați pe perioadă determinată, domnilor și doamnelor. Și atâta scandal. Și ăia de acolo care au fost, la fel au spus. Dumneavoastră știți că în 2019, când nu era pandemie, înainte de pandemie, spitalul funcționa cu un număr mai mic de personal decât acum, în momentul acesta, că după pandemie, toți s-au căutat să rămână acolo, că vezi, doamne, nu mai merge spitalul fără ei. Și după perioada de pandemie știți că acum avem un număr mai mare de personal și realizări mai mici, încasări mai mici, în ceea ce privește contractul cu Casa de Sănătate. V-am spus că avem 20 de miliarde pe lună cheltuieli de personal cu salariații spitalului Comăneștiu Alaska. V-am spus că într-un an de zile am făcut o analiză și am constatat că 3.000 de zile de concediu medical au fost date personalului spitalului Comăneștiu Alaska. Într-un an de zile, în ultimul an, 3.000 de zile de medicale. Și atunci a venit și îmi spuneți că ei, de ce au fost trimiși acasă? Păi da, dacă ei își dau 3.000 de zile de medicale, înseamnă că este din abundență personal. Dacă își permit să trimit acasă 3.000 de oameni, 12 salariați pe zi, zilnic,
din cadrul spitalului au stat în concedii medicale 12 salariați, 12 asistenți medicali. Și cu asta am spus tot. Nu vă mai iubesc. O să se vadă lucrurile cum trebuie să se vadă. Păi lucrurile se vor, se văd și se vor vedea. Ați făcut obiecțiuni că am investit în spital 60% din bugetul local al anului trecut. Este adevărat, atât am investit și vom investi în continuare sumele necesare pentru buna funcționare a acestui spital. Este obiectivul numărul 1 a comunității noastre, a comăneștenilor, pentru că acest spital a fost pus pe lista de închidere de mai multe ori. Și pentru ca să evităm acest lucru, am investit în tot ceea ce înseamnă infrastructură spitalicească pentru a îndeplini și a respecta toate normele medicale din ceea ce vește unui spital orășenesc. La ora aceasta este cel mai bine organizat, dotat și tot ce vedeți astăzi spitalul din Comănești. Mai dați în medici, că nu-s medici buni. Ba dați buni medici. Mai dați în asistență, că nu-s buni asistență. Ba dați buni și asistență. Dar trebuie ca fiecare să-și facă treaba în pătreții ca lor. Și trebuie să respecte normele medicale și contractele cu Casa de Sănătate, pentru că a fost nevoie să chem directorul Casei de Sănătate a județului Bacău la o discuție cu toți medicii din spital pentru a îi învăța, pentru a îi îndruma ce trebuie să facă ca să-și îndeplinească contractul cu Casa de Sănătate, pentru că contractele cu Casa de Sănătate nu erau realizate. Noi avem contract cu Casa de Sănătate 10 miliarde de lei lunar și ei încasau 7. Cum e posibil? Și apoi ce zice? Se bagă primarul. Primarul are voie să meargă pentru că este ordonator principal de credite și se duce să verifice dacă acele acte sunt în regulă sau nu sunt în regulă. Pentru că dacă cineva vine și întreabă de ce nu merge spitalul, dă vina pe primar. Dacă merge cumva spitalul plin, bine, spune, a, dar ce treabă are primarul? Ce? Primarul și-a halat alb și operează în sala de operații? Nu operează. Primarul este cel care supraveghează buna desfășurare a activității spitalului orășenesc de la noi. Și în orice localitate se află în țara asta. Atât am înțeles. Suportat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli de spitalul orășenesc Ion Lascăr Comănești. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Deci un vot abținut. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Spitalul Orășenesc Ion Lascăr Comănești. Dacă mai avem ceva intervenție, proiectul a fost în comisie. Poftiți, domnule. Așa cum am mai spus în procedință precedentă, legea 672 din 2002 spune că trebuie să existe preaudit două costuri. Am remarcat că avul este doar unul singur și dacă se poate să luați în calcul acest aspect, e vorba de legislație până la urmă. Da, am înțeles da. Că se ridica problema și în comisie, da. Și să vedem, în funcție de cine permite. Legea 672 din 2002. S-a adoptat în procesul. Prin această hotărâre se aprobă numărul de posturi pentru medicii rezidenți. Noi nu încărcăm schema pe personal administrativ, care nu aduce venituri în plus la spital. Aprobăm schema de organizare și funcționare ca să aducem mai mulți medici, ceea ce am făcut și acum. Da, trebuie respectată legea. Poate nu știți, dar sunt posturile blocate în momentul de față. Poate nu știți. Aici legea impune asta. Da. Și am înțeles. Să studiem legea și să vedem. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții la Spitalul Orășenesc Ion Lascăr Comănești. Intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind
contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Domnul Bobeica? Domnul Consilier. Un avizat favorabil, încheierea tradițională a contractului de concesiune existent pentru Morus Gheorghe, 24 metri pătrați strada Unfărului fără număr garaj și de asemenea avizat favorabil, încheierea contractului de concesiune teren prin schimbare beneficiarului pentru Alina Alimentar SRL de la SC Copomir SRL, 50 de metri pătrați strada Librăriei fără număr, spațiu comercial. Mulțumim, domnule Consilier. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și al serviciilor subordonate, aprobarea al organigramei și a statului de funcții. Proiectul a fost la comisie dezbătut. Dacă mai avem ceva intervenție. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. 9. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor sportive și cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Comănești 2023. Dacă avem ceva intervenție, dacă nu, supun la vot. Domnul Tomița, poftiți, domnul consilier. Referitor la acest proiect, eu aș propune să schimbăm data cum a fost cu vreo 2-3 ani, zilelor comănești. Având în vedere că în orașul Comănești sunt 9 biserici și 3 mănăstiri, de ei ne putem da seama că orașul Comănești este un oraș format din oameni foarte credincioși. Mulți m-au oprit pe stradă și mi-au spus să intervin, să vă cer colegilor și domnul primar să schimbăm, să nu mai fie în postul Sfintei Mării. Zilele Comăneștului, nu știu dacă mai este vreun oraș care face zile în postul ăsta, deci noi și cu cei care o să facă parada la București, în postul Sfintei Mării. Și cum explicați? Deci că an de an când s-au ținut zilele orașului Comănești în această perioadă, galionul a fost plin. Vin foarte mulți de afară, din alte localități, foarte mulți tineri, dar eu vorbesc și de concetățenii noștri. Nu numai mulți. Domnul Tomiță, orașul Comănești a fost un oraș minier. Da, știu. Și vorba de Sfânta... Zilele orașului se făceau întotdeauna pe 6 august. Și dacă s-ar putea schimba ce? Păi nu-i mai putea schimba, că minerii și acum. Nu mai muri niciunul, o mai muri pe o parte din ei. Ce vreți să facem? Păi ziua minerului, da? Asta e ziua. Suntem în zonă minieră, ziua minerului, Sfânta Barbara și schimbarea la față. Mulțumim, propuneți un proiect prin care să am încercat. Și se face pe 17, pica sâmbăta în post și duminica nu era în post. E, tot rău, oricum o dădeai, tot rău era. Domnul Comisar, eu felicitări pentru intervenție. Discuția asta este veche, domnul Comisar. Știu. De 20 de ani vă dați seama că am avut zile orașului în toate perioadele din lumea asta, perioada lunii august. Se fac zilele cu respectarea tradiției de Sfânta Barbara, schimbarea la față. Așa au hotărât înaintașii noștri, nu noi. Se poate modifica. Păi se poate, dar păi votați, modificați. Faceți un proiect, îl prezentați. Deci, ce proiectul este? O dată noi aici. Să puneți la vot proiectul așa cum a fost el propus Consiliului Local. Dar apoi să puneți în atenție cealaltă propunere. Cine nu oferește să nu mergeți la misiune? Nu e vorba de numai de cine vă îndeamnă să mergeți la zile orașului? Nu puteți să stați acasă. Suntem aleși orașului și trebuie să luăm niște hotărâri. Chiar dumneavoastră aleși. În favoarea lor. Prin vot democratic. Exact. Dar știți cum de obicei trebuie să
majoritatea e cea care decide. Puneți la mână, dacă nu l-am mânat, și supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Nu, vă rog să mai înțeleg cine a ridicat mâna și cine a ridicat mâna. Cine este pentru proiectul de hotărâre pe care l-ați avut astăzi? Cu șase de ani. Îl mai citesc un dată. Și eu, nu? Deci cu data care mi-a spus dumneavoastră. Da, sunt împotriva. Un moment, să ajungem la... Deci pentru. Cine este împotriva? Cine este pentru? Așa. Abține? Abține, abține. Și împotrivă? Tomiță. Bun. Mulțumim. Tomița, pentru tine avem mâncare din post. Stai liniștit, că nu vin cei de acolo neapărat cu fripturi. Poți să mănânci și mâncare din post și pe un suc. Nu e o problemă. Fiecare după credința lui. Iar dacă cineva este musculoar, poate să nu mănânci carul din post. Nu că mâncăm din post. Respect față de Maica Domnului. Postul Sfântului de Mării este rupt din postul Sfântului Paști. Și deci cum e postul Paștelui, așa și postul Sfântului Mării. Sfântița, îți felicităm și îți respect dorința de a intra în post și să fii în post și să nu vii la zilele orașului. Deci este ok. Nu e nicio problemă. Un primar dintr-un oraș, nu mai știu de pe unde, tot așa era agasat cu faptul că nu se dădea, sau se dădea la cantina școlilor sau la toate instituțiile carne de porc musulmane. Și le-a recomandat fraților, voi ați ales, în Franța, voi ați ales orașul nostru, pentru că v-a plăcut aici, v-a plăcut cultura, educația, economia și toate celelalte, de pentru care vă rugăm să vă adaptați, fraților. Deci fiecare după credința și doleanța lui. Putem să mâncăm mâncare de post, putem să mâncăm mâncare de frumos. Nu e vorba numai de mâncare. O manifestare, ok, trece din post, este foarte, foarte păcat să fac. Mai face preotul cu o derogare de la... Nu e mișto, vorbim serios. Mai face așa. Trebuie să avem credință, vedeți cum se întâmplă, ce se întâmplă. Tomița, se vede că ai fost un pic la Târgu Mureș și Dumnezeu să-l dăie sănătate. Acest proiect de hotărâre a trecut cu 17 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Da, mulțumim. Trecem mai departe, proiect numărul 10, proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor din orașul Comănești, care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Dacă și aici avem intervenții, da? Aș bucura foarte tare ca pe lângă premierea bătrânilor noștri care fac 50 de ani de căsnicie, să văd într-o bună zi și premierea unor tineri foarte valoroși, care obțin performanțe în școli, în olimpiade. Cred că s-ar simți un pic băgați în seamă pentru mai mult decât raportat de la ceea ce fac și la ceea ce învață. Ar merita și ei să fie recompensați. Din câte știu eu, mă refer la copiii noștri. La copiii noștri. Știu că cei care obțin rezultate deosebite la olimpiade sunt premiați. Dar să fie dat în cadrul acestui eveniment. A, să fie în cadrul evenimentului. Menționați. Da, mulțumim. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre pentru completarea HCL numărul 158 din 26.10.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Comănești, precum și a membrilor spreanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Ioan Lasper Comănești, județul Bacău. Aici aș vrea să fac o propunere ca și membru doamna Berta Landorina, iar ca și supleant doamna Nicloș Mihaela. Scuze, dacă mai sunt și alte propuneri. Nu. Până când faceți
permite să trecem la până, competează să trecem la celelalte proiecte, da? De acord, toată lumea? Mulțumesc. Deci, rămâne proiectul numărul 11, mergem la proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării cheltuielilor de întreținere și funcționare a Centrului de Agrement Trotuș Ionuții Timoare pentru anul 2023. Dacă mai sunt intervenții, poftim, domnul consilier. Propunem un amendament, având în vedere că sunt foarte mulți copii. Sunt mulți copii și pentru o lună cât mai este, pentru o lună jumătate de vară, să punem prețul 10 lei pentru copil, din luni până duminică, și 20 lei pentru adult. Dar deja avem de ordine de zi. Avem de ordine de zi. Cum acest lucru? Asta e, asta e, în ordine de zi. N-a spus. Bă, scuzi, trebuie. N-a spus. Asta e altul, dar avem de ordine de zi și lucrul acesta, pe care dumneavoastră, dacă binevoie, să-l aprobați, l-a aprobat. Nu, dar n-am văzut că binevoie. Eu mulțumim. Supun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SCE cu SUD-IESA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Deci, la fel, proiectul a fost la comisii. Dacă avem alte intervenții, mulțumesc. Compostare, dacă avem intervenții. Poftiți? Legat de compostare, dedicat compostării. Am avut în pauză o mică discuție cu domnul director de la ecologia muncării. Este, și acum ne amintesc, de faptul că lângă grădinița Crai Nou este o movilă imensă de deșeuri vegetale, care practic au devenit compost de când stau acolo, s-au mai adăugat și alte deșeuri cei drept de altă natură și un contest de câini pe acolo. Mă rog, ar trebui cumva rezolvată problema, pentru că totuși în preajmă este o grădiniță. Și deșeuri acestea n-au ce căuta în preajma unei grădinițe, n-au ce căuta în general într-un parc. Deci, cred că dacă ați vorbit cu domnul director, sigur se ia măsuri și să se rezolve. Deșeurile acelea din acel parc, inclusiv deșeurile din parcul central, sunt compuse din vegetația care se adună pe perioada de iarnă când pică frunzele de la toți copacii. Sunt adunate aceste frunze și adunate într-un singur loc, unde ele se prin degradare, se transformă în material de îngrășământ pentru spațiile verzi. Și periodic, noi de acolo ne alimentăm pentru a îngrășa zonele verzi, spațiile verzi. Unde avem pe ștanda, firi, zonele centrale, rocuri și alte chestii. Este un compost care se produce în mod natural de la noi din curte. Un cetățean din satul ăsta al nostru cu blocul, cum îi zice cineva că aici, că e sat cu blocuri, din orașul nostru care locuiește într-un cartier din orașul nostru și este gospodar, nu aruncă aceste materiale, ci le adună și le pune ca îngrășământ la copaci de curte, la pământul vegetal și așa mai departe. Despre asta e vorba. Ca să le ducem la o stație de compost și să le cumpărăm înapoi, deci stația de compost, dacă le ducem, ne ia câteva sute de lei pe tonă să le primească, ne costă niște bani să le transportăm până acolo și ne-ar trebui alți bani ca să le cumpărăm, să venim, să le punem ca îngrășământ la spațiile verzi de la noi din oraș. Ori noi nu mai facem aceste cheltuieli. Noi le adunăm, le depozităm și dintr-un an, doi se depreciază, le punem la spațiul, la spațiile verzi. De-aia avem așa trandafiri frumoși pe care dumneavoastră nu-i apreciați. Ce îi apreciez că avem un... Am trandafiri acasă, îmi dau trandafiri. Chiar dacă nu sunt presede. Deci, mulțumesc, domnul primar. Vreau să spun, atât, permiteți-mi, vă rog, movila aceasta de ani de zile. Eu nu am spus să fie... Movila aceasta de ani de zile, pentru că fiecare an, în fiecare an, alt rând de 20 ani din copaci. Nu vă mai rogați peste mine, că știți că am obiceiul ăsta și mă întorc la fel. Deci, acea grămadă de compost,
poate fi cărată și depozitată în altă parte, nu lângă o grădiniță. Spre exemplu, munte, că n-avem voie, nici cred că sare domnul cu... Puteți să vă duceți către ecovarea muntelui, că tot are cursul acesta. Să le cărăm acolo și după aia să le cărăm înapoi. În funcție de necesare, de nevoie, da. Păi uite, în funcție de necesare, noi am hotărât să le punem acolo. Bine. Să supun la vot, cine este pentru? Sunt o mulțime de părinți care reproșează chestia asta. Abțineri? Duc copiii la grădiniță acolo și se acioază câini, pisici, șobolani, îi mai zic de compost. Domnul Consiliu, am știut o statistică a părinților să ne prezentați aici, în cadrul Consiliului. Aveți vreo statistică a părinților care au reclamat așa ceva să ne prezentați aici? Nu, am avut fetița la grădiniță acolo și mi-au spus foarte mult. Ați spus o grămadă de părinți. Da, o mulțime de părinți mi-au spus asta. Fost o mulțime de seamă. Nimeni n-a venit să vedeți că Sădeam cu Carnețelul acum se numă? Păi da, veniți pe mulțimea aia. Mulțimea aia de părinți. Au fost mulți. Doar avea dreptul ca să se adreseze instituției acesteia care se numește Primăria Orașului Comănești? Doar avea acest drept? Evident, dar dumneavoastră refuzați să-i mai ascultați. De multe ori ieșiți pe ușa, afară că... Sunteți singurul care îi ascultă, domnul consilier? Vă cunosc prea bine obiceiul, domnul Ivan. Domnul consilier, sunteți singurul consilier care îi ascultă, vă arogați prea multe drepturi, deși dumneavoastră sunteți... Suntem... Așa cum vă știu eu, foarte bine. Foarte bine, mă știu. Eu am rămas acela. Nemulțumit că nu v-am plătit mulți bani. Nemulțumit că nu v-am plătit mulți bani. Asta sunteți, nemulțumiți. Și dați acum cu piciul toți, că doar vă mai pică ceva niște contracte cu primăria. Contracte cu primăria nu veți mai căpăta niciodată, nu. Dumneavoastră, prin atitudinea, prin aroganța, prin infatuarea dumneavoastră, nu veți mai primi vreodată vreun contract cu primăria orașului Comănești. Ați înțeles? Să vă intre în cap treaba asta. Să vă intre în cap treaba asta. Ba da, ăsta e scopul. Ați vrea niște idei de pe la București, de pe acolo și ne fiți nouă la Corsa și aici. Vă zbateți cu tot interesul să nu mai prindă nimeni de lucru din orașul Corsa. Sunt o grămadă care au fost nevoiți să plece din Comănești prin împrejurim sau... Iară și-o să vă dați acolo. Spuneți clar, spuneți două persoane. Campania electorală începe la anul. Mai aveți puțin de grăbdare. Mai aveți puțin de grăbdare. Aveți tot dreptul să angajați dumneavoastră de când sunteți pe pământul ăsta. Câți ați angajat dumneavoastră? Câți? Am avut 4 angajați. Ați avut 4? Da. Ați avut? Da. Și nu mai aveți niciun? Nu. Dar de ce nu mai aveți? Am suspendat societatea. Păi dar de ce nu? Ați suspendat? Dar de ce ați suspendat? De ce ați suspendat, domnul? Dar de ce? Nu mai era necesar, nu? Domnul Sfânt. Vedeți, dați exemplu prin propria dumneavoastră practică. Eu fac practica mea, cu mâinile mele, nu mă folosesc un aparat de oameni. Și nici nu asum munca altora. Dar cine și-a asumat munca altora? Cine și-a asumat munca altora? Cine? Am asumat munca unuia care a făcut niște prestări servicii pentru care a fost plătit și pentru care după aia vrea să mai ceară încă o sumă, încă o sumă, încă o sumă? Cât ați pentru plătit, ăla? Domnul, pentru ăla? Cât ați plătit? Dar să puteți să lăsăm cu să știe lumea. Ați încasat 300 de milioane de lei? Doar pentru ceea ce făcusem la faleză. Rai zboare nu am încasat. La faleză pentru că ați copiat de la București modelul de masă și l-ați plantat ca aici la noi. Ați vrut 300 de milioane, numai pentru asta. Nu există nicio copie. Ba da! Nu există nicio copie. Ba da! Nici este copia claselor care se află la liniile de tramvai care protejează liniile de tramvai de București. Nici la galion, la fel, n-ați plătit nimic. Da. A palatul Tica, unde a făcut panouri vișinii pentru sala de recepție și de expoziții. Nu ați plătit nimic. Prea arogant, prea infatuat și vă credeți ceea ce nu sunteți. Ar trebui să plătesc cercele dumneavoastră tuturor proiectanților care au făcut 11.000 de proiecte până acum. Comăneștiu are proiecte în derulare de sute de milioane de lei. Să-și vedem cu AP, cu examen dat, n-am nevoie de validarea dumneavoastră. Dar la mine dumneavoastră ați venit și m-ați rugat, șoșotind la telefon, hai Cristin, tu ai citit că am nevoie de tine, orașul trebuie să fie frumos și așa mai departe. Domnule, ai visat foarte frumos. Numai când te-ai trezit, era altcineva la telefon. Când te-ai trezit, era altcineva la telefon.
Eu nu te-am rugat niciodată. Tu ai fost scos din casa mea afară cu șuturi în fund de, de soția mea. Te-a dat afară, te-a dat afară cu șuturi în fund. Soția mea te-a dat afară. Hai să stai de vorbă cu ea. Hai să stai de vorbă, să vezi ce pereți ai făcut. Ți-ai făcut un joc. Și am avut un dialog absolut rezolvat. Da, da, ai avut. Așa e. Așa e. Da, da, da. Hai să terminăm. Hai să revenim. Că chiar nu... Poți face ce este. Poți face ce este ce faci. Suport, dar suport la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Domnul consilier, cum ați votat? Abțineri. N-ați ridicat mâna, nu v-am văzut. La abțineri. Venea la mine să-i fac sponsorizări pe la expoziții și tot. De la mine, după ce dădeam banii, după aia vine și face cercul de pe lume. Deci nu dați seama cu cine avem de-a face. Și discutăm. Da, era debut. Da. Era debut. Și dacă era debut, trebuia să-ți dau o sponsorizație. Da. Era debut. Nu, nu v-am obligat. A fost o rugăminte. Mi-a stat acceptat, da? Și după aceea ați avut grijă să vă plătesc în zeci. După aceea ați avut grijă să-mi cer 6.000 de euro pentru ăsta, designerul apartamentului și asediului PNL. 6.000 de euro mi-ai cerut. Mă-mi în funcția fostul cine, că mi-ai dat bani înapoi prin tablouri. Mi-ai dat două panărăni de tablou, ți-l dau de cap. Așa că sunt invenții. Fereați Dumnezeu, deci n-am auzit așa ceva. Da. Da, tablourile am, tablourile, să fii să ți le restric cu tablourile, dar îmi dai bani. Îmi dai bani înapoi, că n-am văzut să-mi dai bani. Comentați cât tu prinde. Da. Că am niciun astăzi în bun. Da. Și da. Am uitat. Mergem până la urmă și revenim la ultima dată. Da. Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilității, organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor cadru pentru achiziția produselor și serviciilor aferente programului pentru școli ale României. Intervenție dacă avem aici. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Aici, ca să înțeleagă lumea, este vorba de contractele prin care unitățile școlare ar trebui să achiziționeze proiectul acela cu cornul și lapte. Și pentru ca noi, Consiliul Local, să nu dorim să ne implicăm în aceste licitații, am dat această hotărâre de neasumare responsabilității organizării. Pentru că se organizează la nivel de județ Bacău, prin Consiliul Județean Bacău. Ca Consiliul Județean Bacău să poată organiza la nivelul întregului județ să obțină niște prețuri mai mici în ceea ce privește acest program, a trebuit să dăm această hotărâre. Am supus la vot, deci toată lumea este de acord. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizări și a cheltuielilor legate de proiectul, abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană în vederea creșterii calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău. Proiectul a trecut prin comisii, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Proiectul numărul 16, proiect de hotărâre pentru modificarea punctului 11 din anexa 2 la HCL numărul 225 din 22-12-2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. La fel, proiectul a fost la... Aici este vorba de acel proiect de care am vorbit cu centrul de agrement, unde pe perioada zilelor din cursul săptămânii luni, marți, miercuri și vineri, să fie un preț mai accesibil pentru elevi și pentru adulți. Și să fie programul pentru întreaga zi. Același preț. Iar programul care a fost, proiectul care a fost aprobat în unanimitate de toți consilierii din Consiliul Local, acum discutăm de prețul cât a stat, cât de ce prețul ăla. Toți consilierii l-ați votat. Este ca și cum dumneavoastră ați votat taxele și impozitele locale și după aia vă duceți și faceți scandal la fata de la ghișeu, de la caserie și spuneți că, domnule, vă bateți joc de noi, astea sunt tarife, astea sunt taxe
Dar dumneavoastră le-ați aprobat. Același lucru s-a întâmplat și cu taxele de la piscină și de la centrul de agrement. Pentru că prețurile sunt cum sunt, că-s mari, că-s mici, sunt așa. Dar pentru că s-a scăpat și s-a pus același preț în, pe parcursul întregii săptămâni, am propus ca prețul pe perioada de curs săptămânii, în zile lucrătoare, să fie modificate, reduse la 15 lei și la 30 de lei. Pentru... La, nu, 25 de lei de adus și 15 lei de copil. De 5 lei. Da, și noi propunem să se scadă la 10 lei de copil și 2 de lei de adus. La Onești este, nu știu, 5, 8, 10 lei. O lună jumătate a fost prețului cam mare. Cu aceste... O lună jumătate vor fi prețului ceva mai mic. Sunt mulți copii. Sunt foarte mulți copii. Adulți foarte mulți. Cu prețurile acestea nu se acoperă cheltuielile nici pe departe. Deci noi discutăm și de preț și eficiență. Cheltuielile de care se fac cu această piscina și ce avem noi acolo sunt de 10 ori mai mari sau poate mai mult față decât în casă. Poate să fie mai mult. Deci se plâng. Copii se plâng. Păi până acum... Pedița mea cea mare a spus. Băi, da, e mult. Deci, nu am mai zis nimic, am văzut acum. Deci, există varianta. Ca să mergem pe aceste prețuri, 15 lei copilul și 25 adultul, și dacă cineva vrea un preț mai mic, 10 lei cum vreți dumneavoastră, cum propuneți dumneavoastră, 10 lei, și hai să zicem 20 de lei adultul, facem abonament. Și dacă ia abonament pe o săptămână, poate să meargă în loc de 15 lei și 25 de lei, să meargă cu 10 lei pe zi. Se poate face cu abonament. Și propun lucrul acesta. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, propunem ca în cursul săptămânii să fie 15 lei elevul, 25 adultul, iar cine dorește abonament, pe minim 3 zile, să zicem, să plătească 30 de lei, 10 lei pe zi. Dar nu consecutiv. 3 în 3. 3 în 3. Da, poate să nu fie consecutiv. Dar numai trebuie să fie acum acesta, știți? Să ajung și eu acasă să nu știu. Deci, să fie de minim 3 zile, 5 zile, de câte zice? Să fie abonament. Nu, mai scot 3 zile, 5 zile. Nici în 3. Bine, 3 zile. Cel care vrea să stea 5 zile, ia 2 de 3 zile. Da. Deci se face un abonament care este valabil doar în perioada de weekend. Discutăm de prețurile astea de aici. Nu se mută duminică. Și ia 3 zile și te omoară. Pentru că weekend nu este loc să pui un acap. Este abonamentul ăsta este... Discutăm de perioada de... Luni. Nu, da. De acord așa? Revenim puțin. Deci, prețurile care au fost propuse, 15,25 lei, iar pentru cine dorește abonament de minim 3 zile, dar care se referă doar în perioada de curs săptămânii, și prețurile astea tot pentru perioada săptămâna, de minim 3 zile, poate să fie 3 zile, 4 zile, 5 zile, să fie plătit cu 10 lei pe zi. Deci completăm. Și 20 de lei adultul, 10 lei copil. Față de ce aveți în proiectul de hotărâre, sunteți de acord cu completarea da, prin care, în afară de ceea ce am propus noi, se îmbunătățește cu un abonament pentru minim 3 zile, pentru 10 lei la copil și 20 ani. Adultul de luni până vine. Așa cum a propus domnul primar. Așa cum a propus domnul primar. Bun, mulțumim. Stimulat de domnul consilier. De ce stimulat? De PSD. Și acceptat de domnul consilier USR. Se abține. Acum a precis, se abține, dar... Vă rugăm să supuneți la vot, așa? Da, supun la vot proiectul cu completarea. Completarea pe care v-a prezentat-o domnul primar. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunteți împotrivă. Vreau să vă spun că trebuia să vă abțineți de la vot, pentru că tocmai ați specificat că doriți un preț mai mic
datorită faptului că copiii dumneavoastră merg acolo. Și asta este conflict de interese. Pentru că copilul dumneavoastră beneficiază de o reducere datorită faptului că ați votat dumneavoastră un preț mai mic. Și vreun adult, la fel. Dacă mergi și adulții... Nu, dar... Dacă nu vreți să vă cine n-are copilă, domnul Albaie, spre exemplu. Dar să nu vă consilier acolo. Mulțumim. Mergem mai departe. Punctul 17. Informare privind raportul de activitate a asistenților personali desfășurat în semestrul 1-2023. Aici am luat la cunoștință prezentarea făcută de doamna... doamna Rosu, parte, da? Sau cine nu? Doamna... Ana Maria, da, doamna Ana Maria. S-a luat la cunoștință. S-a luat la cunoștință, da? 18. Informare privind analiza activității pe trimestrul 2-2023 la Sâpâclet Comănești. La fel, am luat la cunoștință. Mergem mai departe cu alte probleme. Vă rog să reveniți la punctul numărul 11. Da, și după aia să vă spun. Revenim la proiectul. Da, să voteze. Cum doriți. Da, să nu trimiteți în sală. Dar trebuie să respecteze, domnul președinte. Păi să vreau. Dă-ți Thank you.
revenim la punctul 11. Deci proiectul de hotărâre pentru completarea HCL 158/26/10/2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Comănești, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație a Spitalului Rășănesc, în un astfel. În urma votului dumneavoastră, au fost aleși în unanimitate ca membru doamna Birta Landoina, ca membru Consiliului de Administrație, și membru supleant Micloș Mihai. Mulțumim! Și proiectul a fost supus la vot. Mulțumim! Alte probleme? Proiectul 19.1, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul implementarea ecosistemului HALC și telemedicină în cadrul Spitalului Orășenesc Ion Lasker Comănești. Proiectul a fost dezbătut în comisie. Dacă mai avem intervenții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 19.2, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reabilitarea clădirii școlii gimnaziale Dimitrie Ghica din orașul Comănești, județul Bacău. La fel, proiectul a fost la comisii. Dacă mai aveți dumneavoastră intervenții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Și proiectul 19.3, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, nota de fundamentare și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în orașul Comănești, județul Bacău. La fel, l-am dezbătut la comisie, dacă mai aveți intervenții. Dacă nu supără... Vreau să vă spun eu despre ce este vorba, ca să fie și cetățenii informații. Este vorba de un proiect prin care vom putea oferi condiții optime pentru un număr de 60 de persoane vârstnice care pot să fie, să beneficieze de niște facilități. Este ca și un, ca și o grădiniță, să spunem așa, cu program prelungit în care te duci dimineața și lași copilul acolo. Li se asigură o masă caldă, li se asigură condiții de asistență medicală, li se asigură condiții de a putea socializa cu alți cetățeni. Și, da, și după amiază, când cei care au aceste persoane și nu au cu cine să-i lase singuri acasă, pot să ducă să ia și să ducă acasă. Pe lângă cei 60 pe care, 50 de persoane pe care pot să fie beneficiare acestui centru, vor mai fi tot în cadrul acestui proiect un număr de 25 de persoane care nu sunt deplasabile și nu pot să fie, să meargă, să fie internat, să beneficieze de acest centru, dar li se asigură asistență medicală din partea personalului acestui centru, unde vor putea să meargă acasă la fiecare și să le asigure același lucru, aceleași condiții, dar acasă, la domiciliul fiecare. Este un lucru foarte bun pentru persoanele care s-ar afla în anumite dificultăți, care nu se pot deplasa, dar nici nu are cine să stea cu el. Cred că cineva ar vota împotrivă la proiectul ăsta. Sau s-ar abține mă. Da. Mai ales seniorii. Mulțumim, domnul primar. Nu, mai puneți la vot. Da, supăr, spune. Cu acest proiect ședința s-a terminat, s-a încheiat. Mulțumesc pentru prezența noastră. Supun la vot ultimul proiect, proiectul de hotărâre care l-am prezentat mai înainte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Zi frumoasă, domnule.